Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră la o nouă emisiune, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un invitat special. Și în seara aceasta vom vorbi despre libertate, mai exact despre libertatea creștină versus libertatea filozofică. Pentru a dezbate această temă, îl avem în seara aceasta ca invitat pe domnul Costel Gancă, profesor, pastor, teolog și, bineînțeles, doctor în filozofie. Costel, bine ai venit la noi în emisiune. Mulțumesc mult pentru invitație, bine te-am găsit, Cătălin. A spune că una dintre cele mai greșit înțelese valori ale creștinătății este libertatea, atunci când în majoritatea înțeleselor se vorbește de libertate în care fiecare face ce vrea. Așa că haideți să vedem ce putem scoate din această temă, mai ales că în seara aceasta eu voi fi cel care îți voi aduce câteva argumente, a spune eu, argumente greșite, iar tu împreună cu inspirația Duhului Sfânt, bineînțeles, și cu Sfânta Scriptură pe masă, va trebui să vii cu câteva argumente contra și, bineînțeles, la final vom trage o concluzie să vedem care este diferența majoră între libertatea aceasta propusă de lumea aceasta seculară și libertatea pe care ne-o propune Domnul Iisus Hristos. Ca să începem, aș dori să pornim de la început, poate chiar cu o definiție a ceea ce, așa în mod general, pentru tine înseamnă libertate. Aș vrea să îți mulțumesc încă o dată pentru invitație la această emisiune. Într-adevăr, mă bucur pentru început că ai spus că părerile sau poziția ta va fi cea greșită și eu o să vin cu argumentele contrare. Deci asta îmi face din start meseria mult mai simplă. În continuare, sigur, glumesc, dar este un subiect sensibil, este un subiect care merită să fie dezbătut. Când vorbim despre libertate, nu putem să dăm buzna așa foarte ușor în tematica asta și să o privim unilateral. Asta este, de fapt, o problemă pentru care se ajunge la tot felul de fundături în gândire și în implementarea unor decizii, pentru că oamenii privesc unilateral libertatea. Putem să, ca să vorbim despre libertate, trebuie să o grădinărim un pic, ca într-o grădină care vrei să fie fertilă și să o cultivăm puțin. Și atunci putem să vorbim din mai multe unghiuri de vedere. Vorbim despre o libertate personală. Putem să vorbim despre libertatea unei comunități, asta ia o formă socială. Putem să vorbim despre libertatea de decizie și de inițiativă. Putem să vorbim despre libertatea de autorealizare, de a reuși să-ți împlinești anumite planuri. Deci sunt mai multe unghiuri de unde putem pătrunde în discuție. Ceea ce trebuie să reținem este că libertatea se referă la o înzestrare pe care omul o are, la un dat specific ființei umane, de fapt, chiar și în teologie și în filozofie, aici ele converg, sunt împreună, se consideră că ființa umană nu poate să fie persoană dacă nu deține acest atribut al libertății. Și atât în Scriptură observăm cum Dumnezeu l-a creat pe om, dându-i acest atribut al libertății și apoi, sigur, în filozofie există o ramură a filozofiei, a antropologiei filozofice care se numește personalism și acolo se arată că libertatea este ceva specific ființei umane, subiectivității umane. Dacă ai scos libertatea din sfera acestor înzestrări pe care noi le avem ca oameni, nu mai suntem oameni. Deci, în concluzie, libertatea este ceva ce ține de ființa noastră lăuntrică, de capacitatea noastră decizională, de posibilitatea de a opta pentru ceva, dar, cum spuneam, ia și niște valențe de genul acesta comunitare, sociale, și este un fenomen mai complex care, pe măsură ce vom discuta în continuare, cu siguranță se va mai clarifica. Încă din antichitate au existat diferite idei despre libertate și știm că, practic, motivația pentru cele mai multe conflicte, războaie, acțiuni de tot felul, au avut ca și izvor ideea de libertate. Omul a dorit întotdeauna să fie liber. Poate, dacă ne uităm în grădina Eden și acolo, omul, practic, a încercat printr-o, să spunem așa, îndrăsneață mișcare de a fi puțin mai liber, de a ști mai mult decât Dumnezeu i-a permis în momentul respectiv să cunoască. Dar dacă ne întoarcem în zilele noastre, vedem că unul din
gândurile pe care fiecare dintre noi le are, și anume este nevoia aceasta de a crede și de a face exact ceea ce considerăm noi că este bine. Practic, una din înțelegerile foarte întâlnite în spațiu public, ne uităm la adolescenți tineri și chiar la oameni cu o experiență de viață mai mare, este că libertate înseamnă să gândești și să faci ce vrei fără să fii acuzat, condamnat, tras de urechi, tras la răspundere. Deci, practic, mă interesează doar ce cred eu, ce gândesc eu, ce vorbesc eu și nimeni nu are voie să intervină. Aceasta este o înțelegere atot prezentă și în spațiu public, încurajată de media și, bineînțeles, generează destul de multe probleme. A spune eu, până unde aș putea merge cu genul acesta de libertate? Există această seducție pentru libertatea absolută și omul, după cădere, inspirat de Satan, care nici el nu s-a mulțumit cu zona în care Dumnezeu l-a așezat din punct de vedere al autorității sale și a potențialului său, își dorește să își depășească condiția, dar într-un mod păcătos și egoist. Și el, de fapt, merge după o chimeră, pentru că acest concept al libertății absolute este, din punct de vedere al Scripturii, nesustenabil. Singura ființă din întreg universul care dispune de libertate absolută este Dumnezeu. El, când îi se revelează lui Moise în Exodul capitolul 3, îi spune: eu sunt cel ce sunt. Adică eu exist prin mine însumi și am în mine toate izvoarele, toate resursele necesare pentru a decide și pentru a implementa anumite decizii. Nu am nevoie de ceva din exteriorul meu, să mă branșez la ceva din exteriorul meu ca să primesc dreptul de a face ceva. Ori el are această libertate absolută în virtutea faptului care și puterea absolută. Și atunci când ai puterea absolută, normal că poți să faci tot ce vrei. Și Dumnezeu face și totul foarte bine, fiindcă are și bunătatea absolută. În schimb, omul este o ființă creată și ca ființă creată este limitat, este supus finitudinii. Și atunci a încerca să încalce această regulă a unei libertăți limitate. Da, avem libertate, dar nu avem libertatea absolută. Înseamnă, de fapt, a te autodistruge. Pentru că ființa noastră, trupul nostru, noi ca oameni, așa cum suntem constituiți, suntem constituiți să ne mișcăm liber în anumite limite. De exemplu, dacă eu vreau să încalc legea gravitației și spun vreau să fiu liber să zbor, așa vreau eu, vreau să am libertatea asta și ajung pe marginea unei prăpastii și cineva îmi spune: stai liniștit, nu ești liber să mergi mai departe, dar eu mă încăpățânesc, ar putea să mai fac un pas și apoi voi constata că n-am fost atât de liber decât liber să cad, nu liber să zbor. Deci nu putem să facem tot ce dorim. Această concepție este una hedonistă, așa, este o concepție seculară care a fost, din păcate, foarte mult popularizată în lume cu ajutorul mass mediei, din păcate, cu ajutorul filmelor a Hollywoodului, care îl prezintă mereu erou, pe cel antisistem, pe cel care sparge toate regulile, nonconformistul care dă cu toate regulile de pământ și cu toate autoritățile la fel. Dar cei care au mers pe drumul acesta, și există o mișcare foarte serioasă care a început prin anii 60 în Statele Unite ale Americii și are încă repercusiuni până în zilele noastre, este această mișcare hippie, a hippioților sub imboldul revoluției sexuale. Tinerii din acea generație au decis să consume în droguri, să se adune și să experimenteze libertatea totală, fericirea, să scape de autoritatea religioasă, deci de biserică, de autoritatea părinților, de autoritatea dascărilor, și rezultatele au fost că am ajuns la generații cu boli venerice, la generații marcate de SIDA. Practic, după această revoluție, apoi în anii 80, a început să explodeze acest sindrom. Și, desigur, vâna morală a societății a fost foarte mult slăbită, astfel încât, iată, democrațiile, până și cea europeană sau cea din Statele Unite, este pusă sub semnul întrebării. Deci, întotdeauna când un om alege varianta asta, are
să piardă, se autodistruge. Biblia susține o libertate a omului, dar așa cum spuneam, în niște parametri care să-l ajute să fie liber. Pentru că dacă eu încerc să depășesc acei parametri, voi deveni rob. Robul lucrurilor pe care pur și simplu vreau să le folosesc fără limită. Apropo de limită și de autoritate, știm că omul în general are tendința aceasta de a fugi de de a fi îngrădit de autoritatea cuiva. Omul nu-i place, în general. Fie că ești la servici, fie că ești copil în familie, nu este ceva foarte plăcut pentru copii să asculte la început de autoritatea părinților. Știm că e un conflict de generații și așa că prin natura noastră avem această predilecție de a trece dincolo de autoritatea a ceea ce ne înconjoară. Fie că vorbim de legislația unei țări, fie că vorbim de chiar de autoritatea aceasta divină și încercăm întotdeauna de a ieși puțin în decor, de a încerca ce se află de după gard sau după limita respectivă. Cei care suntem părinți cunoaștem foarte bine problema aceasta, dar aș vrea să mergem puțin mai mult și anume la libertatea aceasta proclamată în media și în tot ce înseamnă producțiile acestea de la Hollywood, ca un mijloc de dezinhibare a propriilor constrângeri. Știm că Dumnezeu a lăsat, apropo de creație, Dumnezeu când l-a creat pe om, l-a creat cu gândul acesta al veșniciei. Există ceva din Dumnezeu în fiecare dintre așa noi. Așa este, da. Și vocea aceea lăuntrică, care câteodată ne ceartă, ne spune că ceea ce am făcut sau ceea ce am gândit este rău, ne trage câte un semnal de alarmă. Și tocmai această voce, conștiința, cum îi mai spun alții, poate fi anihilată prin procesul acesta de dezinhibare. Și se tot propagă în public dorința acestora, în special a tinerilor, zice, trebuie să scăpați de propriile constrângeri, să vă eliberați, să fiți liberi. Practic să nu mai niciunii, să nu mai pese de nimic, să nu mai conteze decât părerea ta, să nu-ți mai pese de cei din jurul tău și practic tu trebuie să fii liber. Asta se traduce în spațiu public ca libertatea totală și atunci, într-adevăr, spunem să ești un om liber. Cum vezi tu concepția aceasta de deschiderea către tot ce înseamnă rău să până la urma urmelor? Da, acum teoreticienii acestui tip de libertate absolută, sigur că au și nevoie de argumentele lor cu care să vină și să ne convingă că asta este opțiunea corectă. Și unul dintre argumente este într-adevăr acesta să-ți descătușezi potențialul din tine, creativitatea, să explorezi lucruri noi, nemai întâlnite și așa mai departe, că de fapt energii așa... Energii ascunse sau știu eu ce elemente, pentru că de fapt așa progresăm, așa evoluează specia umană, nu stând în niște canoane stabilite, știu eu, din generație în generație. Acum, mie îmi place să fiu nuanțat și să privesc lucrurile realist. Există un adevăr în ceea ce spun ei, deși nu este adevărat modul în care ei spun lucrurile și până unde îl duc, dar există o sămânță de adevăr și merită să o ilustrez un pic. În ce sens? În sensul în care noi ca oameni avem două boli ale extremelor. Uneori vrem să ne ducem până la capăt în zona libertăților și atunci să nu mai avem limite, să experimentăm totul și, cum spuneam mai devreme, acest lucru este destructiv, dar efectul de pendul se produce și avem tendința să mergem și în zona unor restricții mai mult decât este cazul. Și ne încremenim într-un schelet pe care al gândirii pe care l-au stabilit alții înaintea noastră, de genul cum făceau fariseii și cărturarii în vremea Domnului Iisus Hristos. Au îngustat calea mai mult decât a lăsat-o Domnul, au pus povere asupra oamenilor pe care nici ei nu le purtau, dar îi chinuiau pe oameni. Și ne amintim de controversa cu Iuda Ezatorii, în special de epistola lui Pavel către Galateni, okay. Cum el se luptă acolo să-i cheme pe oameni la libertate și le spune că voi sunteți liberi în Hristos, dar spune nu faceți din libertatea asta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Și sigur, în Ioan capitolul 8, Mântuitorul însuși spune că dacă Fiul vă face slobă sau liber, veți fi cu adevărat liberi. Deci, iată, pofta asta după libertate este una bună, pentru că la urma urmei Dumnezeu ne-a creat să experimentăm libertatea, pentru că ea este ceva specific naturii noastre umane
creați, dar nu o libertate destructivă, nu o libertate care înseamnă să respingem orice autoritate legitimă. În primul rând, Dumnezeu este autoritatea legitimă și apoi autoritățile sănătoase și legitime pe care Dumnezeu le-a lăsat în viața noastră. Deci, când oamenii, teoreticienii libertății absolute vin și spun trebuie să încerci orice, să-ți găsești potențialul, să descoperi lucruri noi și așa mai departe, ei pleacă uneori de la o observație corectă, și anume că există un fenomen al inchiziției, al cenzurii, există oameni care le opresc potențialul creativ al celorlalți, dar apoi, de fapt, ceea ce începe frumos te duce așa ca o travă care își face efectul mai târziu, pentru că ei nu se opresc doar la a spune că trebuie să încerci lucruri noi, ci îndepărtează limitele. Și atunci avem nevoie de un reper. Ok, dacă totuși trebuie să fiu și liber, să nu fiu prea strict, da? Să nu fiu legalist, că și asta este o problemă, ci să fiu liber, dar nici să nu cad în libertinism, să mă duc cu capul în prăpastie, care am nevoie de un ghid. Și aici ghidul este Sfânta Scriptură. În Biblie găsim revelată voia lui Dumnezeu, care ne arată nouă cum să navigăm prin acest hățiș al libertății și să reușim să fim liberi fără a fi libertini. Asta este marea provocare pentru noi. Și doar dacă citim cuvântul lui Dumnezeu și încercăm să-l interpretăm cu smerenie, nu de unii singuri, că dacă îl interpretăm de unii singuri, totdeauna s-ar putea să ajungem iar la niște concluzii greșite. De asta este important să ascultăm și părerea celorlalți, să ne consultăm cu mai mulți, astfel încât să avem ocazia să înțelegem cum vrea Dumnezeu să trăim. Sună foarte bine ceea ce zici și, într-adevăr, există și tendința aceasta de a merge în extrema cealaltă, să spună trecerea rapidă într-un extremism legalist, poate chiar o închidere, autocenzură până la urmă. Exact. Numai că alții ar putea să spună o povară, tu singur te-ai împovăra cu lucruri pe care Dumnezeu până la urmă nu ți le cere. Da. Și din păcate în vremea noastră încă sunt mulți frazei noștri în biserici care se află sub această povară a legalismului. La fel cum există alții care sunt ispitiți tot mai mult să meargă în zona libertinismului. De aceea noi trebuie să încercăm să fim biblici, să ne supunem voiei lui Dumnezeu, în lucrurile revelate de Dumnezeu, să numim păcat ceea ce Dumnezeu numește păcat și să nu numim păcat ceea ce El nu numește păcat. Bun, un alt argument, să spunem, foarte întâlnit în epoca aceasta postmodernă, legată de libertate, este nu numai abilitatea de a defini propria ta libertate, de a crede ce vrei, de a face ce vrei, da? De a vorbi ce vrei, ci și libertatea de a-ți creiona propria realitate, propria normalitate, fără la fel să fii judecat, fără să fii pus la colț, inclusiv legislația, dacă s-ar putea se poate adapta la noua ta realitate. Așa că, până la urmă, aș spune că există și tendința aceasta foarte prezentă și o vedem asta ca obiect de activitate a multor ONG-uri din zona aceasta progresistă, de a defini sau de a redefini binele și răul după propriile credințe, după propriile libertăți pe care și le-au asumat, bineînțeles, depășind niște limite, aș spune, ale poporului, ale tradiției din locul respectiv, limite culturale și chiar a spune limite etic-morale. Și știi la ce mă refer? Înțeleg, sigur că da. E o vorba de o nouă realitate în care omul crede că el e liber într-adevăr să facă ceva, nimeni n-are voie să-l tragă la răspundere, dar el își poate defini normalul așa cum dorește el. Și atunci apare acest conflict între cei care, să spunem, au respectat și respectă un stil de viață, o normalitate care s-a dovedit bună de-a lungul miilor de ani sau poate secolelor măcar, cu noua realitate care într-adevăr deranjează. Ce părere ai? Da, aici intrăm în zona aceasta a relativismului și potrivit gândirii relativiste se consideră că nu există adevăr absolut și atunci nu există bine absolut și rău absolut, ci totul este negociabil în funcție de împrejurări. Ori dacă mergem pe varianta aceasta, Scriptura spune că nu puteți face tot ce voiți și de asemenea spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronomul 30:19, iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul.
alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Deci Dumnezeu ne revelează, ne pune înaintea ochilor niște norme care sunt bune și rele și în lumina acestor norme definim normalitatea. Pentru că ar spune unii, dar de ce pentru mine să nu fie ceva bine, pentru tine altceva bine, chiar dacă ele se contrazic și toată această retorică a relativismului. Păi iată, uite de ce. Pentru că însuși termenul de bine și de rău nu este invenția noastră. Conceptul în sine nu l-am inventat noi. Ca să existe, ca să putem vorbi despre bine și rău și apoi vedem ce facem cu ele, cineva trebuie să le fi creat, cineva trebuie să le fi așezat în structura ființei noastre, în vocabularul nostru, relațiile dintre noi, în intuiția pe care o avem. Și omul intuiește în setea pe care o avem după dreptate, dacă suntem nedreptățiți. Imediat vrem și unii care spun că nu există rău, totul este relativ. Dacă îi se fură telefonul, ar vrea ca imediat hoțul să fie prins. Păi nu spuneai că nu există rău? De ce este rău că ți-a furat telefonul? Pentru el e bine că ți l-a furat. El, dacă totul se negociază în felul, păi nu, eu vreau telefonul înapoi, că e al meu, e rău că mi l-a furat. Păi hotărăște-te odată. Ori este relativ totul, ori iată că există și lucruri absolute. Deci, faptul că operăm cu astfel de concepte, doar că ele există, ne arată că cineva este deasupra lor și le-a creat. Ideea de bine, ideea de rău, dorința după bine, supărarea când ni se face rău, toate aceste stări demonstrează că nu sunt o invenție de jos în sus, de la firul ierbii. Nu le-am creat noi doar ca pe niște convenții sociale, așa cum se încearcă să se spună. Pentru că foarte interesant, În toate culturile și sunt cei care se ocupă de antropologia culturală, sunt etnologi care au studiat în detaliu chestiunile acestea, se demonstrează că, deși sigur anumite obiceiuri diferă, dar fiecare vrea să îi se facă bine și fiecare se supără când îi se face rău. Și atunci, dacă lucrurile astea există, înseamnă că cineva ne-a creat și adevărul este acesta, că Dumnezeu ne-a creat, așa spune Biblia, și există un bine revelat de El, un rău despre care El ne vorbește și o normalitate pe care el o definește. Dacă vrem să rămânem în perimetrul acesta, atunci ne vom bucura. Dacă nu, Dumnezeu ne permite o vreme să mergem pe căile pe care noi ni le alegem, dar ceea ce facem este că la fiecare pas pe drumul acesta ne distrugem pe noi și distrugem pe cei din jurul nostru și nu mai vorbesc de eternitate și de relația noastră cu Dumnezeu. Mai ales că atunci când vorbim de libertatea aceasta individuală, care are propria concepție despre normal, despre bine, despre rău, la un moment dat nu se mai mulțumește cu propria realitate pe care și-a proiectat-o, încearcă să o impună și celălalt. Și mai rău atunci când se impune prin legislație. Și aici vorbim de valorile fundamentale ale creștinismului. Vorbim despre familie, da? Vorbim despre dreptate, vorbim despre iubire, dragoste. Cred că e una dintre valorile creștine cele mai prost sau cel mai greșit proiectate în lumea reală. Adică pentru unii iubirea înseamnă total altceva decât ceea ce spune Scriptura despre iubire. Da, pentru că Dumnezeu a lăsat în noi conștiință. Și oricât vrem noi să driblăm conștiința asta, cu discursuri sofisticate, cu apelul la nu știu ce filozofi, cu citarea starurilor de la Hollywood și cu ascunderea după bucăți de legislație care mai dubașe și așa mai departe, dubioase. Deci când, oricât am încercat noi să apelăm la toate acestea, Dumnezeu a lăsat în noi o conștiință care, până să ajungă să se împietrească de tot, și să nu mai fie sensibilă deloc la realitățile spirituale, la voia lui Dumnezeu, ne mustră. Și ne atrage atenția că atunci când noi ne luăm libertatea să ne împotrivim lui Dumnezeu și să mergem pe căile noastre în materie de familie, de conduită, de intimitate și așa mai departe, ne mustră conștiința și omul este foarte inventiv. Și atunci, ca să-și mai liniștească conștiința, are acest reflex să-i oblige și pe alții să trăiască la fel ca el. Că poate la adăpostul celor mulți nu mă mai simt eu atât de rău. De asta oamenii nu se mulțumesc cu trăirea în minoritate atunci când păcătuiesc. Dacă fac un lucru bun, cum fac copiii lui Dumnezeu și de multe ori sunt în minoritate în diverse zone, ei sunt ok. Pentru că, deși sunt în minoritate, conștiința lor îi încurajează, îi îmbărbătează și le spune: vine o zi când Dumnezeu va spune bine, rob bun și credincios, și te va primi în împărăția Lui. Slavă Domnului, n-ar nimic, dacă ești în minoritate, du-te înainte. Pe când, dacă ești în minoritate și faci rău,
te mustră conștiința și faptul că cei mai mulți nu fac cum faci tu, nu face decât să adauge lemne pe foc și să te frigă și mai tare conștiința ta. Și atunci, ca să rezolvi problema, vrei să coptezi pe cât mai mulți la stilul tău de viață. Dacă nu poți prin propagandă simplă și prin defilare, vei face apel la prietenii din Parlament. Dați și voi o lege ca să fie mai mulți ca noi, ca să îi chinuim pe cei care vorbesc împotriva noastră, că prea mult îmi zornăie în cap conștiința asta ca un clopot care nu vrea să tacă, iar eu vreau să o reduc la tăcere. Cam asta este o problemă. Așa este și e destul de prezentă atitudinea aceasta în spațiu public. Vom vedea până unde se va merge cu ideologia aceasta, că până la urmă este o ideologie în spate. Aș vrea să vedem, Costel, dacă cumva între libertate, că am tot vorbit de libertatea aceasta, ai spus foarte bine că Dumnezeu ne-a creat liber și pe lângă libertatea asta, spune, e cumva o stare, o autoritate pe care Dumnezeu până la urmă ne-a dat-o, de a ne alege ce facem, bine sau rău, da, e propriu, ai spus că ne-a pus moartea și viața în față. Dacă cumva cu această libertate există oarecum și o scuză că până la urmă Dumnezeu așa ne-a creat și destinul, soarta și alte, să spun eu, karma, etc., ne duce într-o anumită direcție. Există și o responsabilitate a omului pe pământul acesta față de ceea ce face cu propria libertate sau totul e așa? Întotdeauna există responsabilitate. Păi responsabilitatea vine tocmai în virtutea libertății. Dacă n-am fi fost creați cu, și înzestrați omenește cu această libertate, Dumnezeu nu ne-ar fi tras la răspundere. Deci nu poți să tragi la răspundere pe un om care nu are discernământ. Până și în lumea laică, dacă stăm să ne gândim în legislația penală, atunci când este judecat un caz, se evaluează dacă omul acela a avut discernământ când a făcut fapta respectivă. Și în virtutea discernământului este tras la răspundere. Ori în Scriptură vedem că după ce Adam și Eva păcătuiesc, Dumnezeu îi întreabă ce ai făcut și le cere socoteală pentru lucrul acesta. După ce Cain îl omoară pe Abel, Dumnezeu îl întreabă, unde este fratele tău? Ce ai făcut? Și așa mai departe. Și peste tot în Scriptură, până la Apocalipsa, vedem că omul are acest dar de preț care se numește libertate, dar odată cu darul vine și responsabilitatea. Și faptul că mi s-a dat libertate nu este o scuză ca să păcătuim, pentru că așa cum decid să fac un lucru, pot să decid să fac și celălalt lucru. Și atunci, faptul că Dumnezeu ne-a dat darul acesta ar trebui pe mine să mă responsabilizeze. Dumnezeu m-a făcut după chipul și asemănarea Lui, nu a vrut să facă niște roboți, a vrut să mă facă mai mult decât pe un simplu specimen din lumea animală, a vrut să mă creeze după chipul și asemănarea Lui. Și atunci Dumnezeu și-a asumat acest risc, evident că știa tot ce o să se întâmple, dar în planul Lui suveran Dumnezeu l-a creat așa pe om, chiar dacă știa că o să cadă, și atunci suntem responsabili. Și asta trebuie să facem, pentru că în vremea noastră, cei din lumea seculară promovează un fel de divorț între libertate și responsabilitate. Adică sunt liber să fac ce vreau, dar de răspuns, dacă se poate, să răspundă alții, dar nu eu în locul meu. Ori în Scriptură, întotdeauna le vedem unite, ca un atașament. Niciodată nu poți să rămâi doar cu libertatea fără responsabilitate. Vrei libertate? Atunci ai și responsabilitate. Și acesta este criteriul, de fapt, după care oamenii vor fi judecați. Biblia ne spune că vor fi judecați după faptele lor. Și faptele lor sunt scrise într-o carte, spune cuvântul lui Dumnezeu, și atunci fiecare va da socoteală pentru binele sau pentru răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Deci, iată, suntem creați liberi, dar odată cu asta vine și o mare responsabilitate și trebuie să devenim mai responsabili pentru acțiunile noastre. Următorul motiv, cu siguranță l-ai întâlnit atâtea ori, în care atunci când oamenii greșesc sau nu vor să asculte, nu vor să se încadreze în anumite limite, dau vina pe factori externi. Ies din propriul eu și încearcă să-și motiveze acțiunile, greșelile, știu eu, gândurile pe seama altor oameni, cel mai des, și apoi pe, bineînțeles, pe circumstanțe. Cel mai ușor e să dai vina pe pandemie, pe, știu eu, probleme, pe starea de criză, pe
șeful de la servici, întotdeauna există motive. Una dintre problemele foarte întâlnite în aceste vremuri este explicația omului că el urmează o cale deja pregătită de cineva, a spune divinitate, da, de Dumnezeu, și cam greu se poate, poate chiar deloc, adapta la calea aceasta sau chiar ieși din destinul acela, din calea aceasta, să spunem, predestinată. Nu intrăm în discuția predestinării, dar vreau să spun așa că cea mai simplă scuză pe care oamenii o dau atunci când greșesc sau fac ceva rău este că așa mi-a fost soarta, așa mi-a fost destinul. N-am avut posibilitatea de a alege. N-am avut posibilitatea, sau practic, cu alte cuvinte, nu am fost liber să fac binele când am făcut răul. Practic, și într-un fel, cine crezi că e vinovat pentru toate acestea? Dumnezeu, pentru că El așa m-a creat. Până la urmă, întrebarea pe care vreau să o pun este: există libertatea aceasta de a alege? Există liberul arbitru, așa cum este numit? Sau până la urmă, fiecare om este, nu arată ca un robot, dar până la urmă este tot un roboțel care merge doar pe traseul pe care trebuie urmat? Da, aici este o discuție foarte complexă. Am să încerc să spun câteva lucruri așa cât ne rămâne în timpul pe care îl avem la dispoziție. Sigur că există liber arbitru, dar trebuie să-l și definim, să înțelegem la ce ne referim când spunem liber arbitru. Pentru că mulți înțeleg prin liber arbitru să am libertatea să fac tot ce vreau. Ori nu este același lucru. Liber arbitru înseamnă să am în mine vocea conștiinței, să disting între bine și rău, să spun, uite, acesta e rău, acesta e bine, alb, negru, și să optez pentru ceva. Și Dumnezeu a lăsat în noi această capacitate, acest organ lăuntric, dacă pot să-i spun așa, prin care putem să discernem cu ajutorul conștiinței între bine și rău și putem opta pentru una dintre cele două variante. Asta înseamnă liber arbitru. Libertatea nu se suprapune cu liberul arbitru, nu este același lucru, ci libertatea înseamnă ca ceea ce eu am observat și lucru pentru care am optat să și pot să-l duc în practică. Adică eu decid acum, optez, pot să rămân aici în studio la tine sau în jumătate de oră pot să ajung acasă. Am aceste două opțiuni. Liberul meu arbitru îmi spune, alege, ce faci? Și eu spun, aleg să merg imediat acasă, că în jumătate de oră trebuie să fiu acasă. Bun. Am luat această decizie cu liberul arbitru. Când am ieșit de aici, de la tine, din studio, văd la colț un magazin de înghețată extraordinară. Și îl văd așa cum apropie de el tot mai mult și mă seduce, mă atrage spre el și de fapt zic, trebuie să merg acasă, dar până la urmă toate sortimentele de înghețată atât de mult mă cuceresc încât mă opresc din drumul meu și mă apuc să mănânc înghețată și ajung acasă peste o oră, nu peste jumătate de oră. Iată cum am avut liberul arbitru de a decide încotro mă duc și când ajung, dar libertatea nu a fost una totală sau neinfluențată de nimic din exterior, ci a fost în exteriorul meu și în mine niște factori care s-au cuplat, înghețata din exterior și pofta din interior, care mi-au îngrădit până la urmă libertatea pe care eu o aveam, teoretic o aveam, dar practic a trebuit să mai întârzi jumătate de oră până ajung acasă. Cam așa este și în celelalte lucruri. Noi putem să optăm pentru multe lucruri, dar libertatea noastră, noi suntem, avem și o înclinație. Una, gândim cu creierul și optăm cu ajutorul conștiinței, cu liberul arbitru, și inima, cum se numește, sau înclinația afectivă, pofta noastră, ne trage spre ceva anume. Ori aici s-a întâmplat tragedia, că după căderea în păcat, această înclinație a omului era spre rău. Și chiar înainte de potop, Dumnezeu constată și spune că toate faptele omului sunt înclinate numai spre rău și de asta se decide să trimită potopul. Și atunci întrebarea este, suntem liberi sau nu suntem liberi? Depinde cum definești. Dacă întrebi dacă am liber arbitru și pot opta, da, cu siguranță. Dacă întrebi, există ceva care mă poate trage spre rău sau eu sunt așa ca o coală albă și nimic nu mă influențează? Răspunsul este nu. Avem în viața noastră multe lucruri care ne influențează și un om nenăscut din nou, un om neregenerat din punct de vedere spiritual, va fi întotdeauna tras spre rău. Deci pentru că în inima lui este acea sămânță a căderii. În Cuvântul lui Dumnezeu în Roman capitolul 2 spune că nu este niciunul care să caute
cu tot din adinsul pe Dumnezeu, niciunul care să facă bine, niciunul măcar. Deci toți oamenii după cădere au în ei această boală care îi înclină spre rău, deși cu rațiunea lor pot să înțeleagă că nu este bine, dar pofta le biruie ceea ce le spune creierul, ceea ce le spune conștiința. Și atunci singura șansă să ieșim din sfera asta, din cercul acesta vicios, este prin harul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dă har tuturor acelor care sunt gata să-L primească, tuturor acelor care se smeresc, Dumnezeu le dă har și prin unirea cu Hristos, prin credința în El și prin unirea cu Hristos, murim față de omul vechi care avea acea înclinație și acum nu că dispare de tot, că mai rămâne ceva din omul vechi, dar reușim să ne învingem înclinația păcătoasă și să ascultăm de Dumnezeu. Deci cam aici se învârt lucrurile din punctul ăsta de vedere a unei discuții foarte complexe, sigur. Aș vrea totuși să definim și din punct de vedere biblic doi termeni foarte cunoscuți, cel puțin în limbajul acesta creștin. Se vorbește de obicei de robul lui Dumnezeu și rob al păcatului. Da. Sau există versetul acela foarte cum se cunoaște adevărul și adevărul o va face liber. Vreau să vorbim ce se înțelege până la urmă când oamenii dau vina pe soartă, pe destin, pe divinitate și zic, așa s-a întâmplat, dacă am luat-o spre rău, spre bine, ce mi se întâmplă, dacă așa a vrut Dumnezeu, dacă așa mi-a fost scris și așa mai departe și cumva îl învinuiesc pe Dumnezeu, vreau să spun că asta este o reminiscență a gândirii stoice, a stoicismului, care spune că nu trebuie să te pui cu natura, că cel mai bine ți este când colaborezi cu ea și ce ți-e scris, ăsta e drumul, așa trebuie să faci. Și cumva omul este supus unor forțe impersonale, este într-un vârtej din acesta cu forțe impersonale și nu te poți pune cu o forță impersonală. Gravitația e gravitația, asta e, nu poți negocia cu ea, vrei să fii mai moale, mă lași de data asta, ea e totdeauna la fel, n-ai ce să discuți că e o forță impersonală. Ori în Scriptură, Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu impersonal, ci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu personal, care ce înseamnă? Că El comunică și El ne vine în întâmpinare nu să ne dea un fel de soartă în stil fatalist, ci El ne vine în întâmpinare și ne ajută, ne spune cum să mergem prin viață astfel încât să nu ajungem la pierzare. Ne spune cum să fim salvați, ne spune cum să fim transformați. Deci Dumnezeu intervine din punctul ăsta de vedere și cu harul Lui ne asistă în drumul nostru, în sfințirea noastră, se implică în mod activ de fiecare dată, astfel încât nu putem să venim cu scuza asta, să spunem, eu nu puteam face nimic pentru că dacă așa mi-a fost scris, am avut de a face cu o forță impersonală care oricum nu puteam face nimic. Nu, dimpotrivă, Dumnezeu vine ca un prieten, vine ca cineva alături de noi care ne învață, ne spune, ne încurajează, ne motivează, nu ne spune, nu v-ați împotrivit până la sânge împotriva păcatului, uitați-vă la Hristos, uitați-vă țintă la El, învățați de la El și așa mai departe. Deci asta înseamnă personalitatea lui Dumnezeu ne asigură că nu trăim într-un mod fatalist, ci ne asigură că putem în baza revelației lui Dumnezeu, în baza voiei lui Dumnezeu, să ne schimbăm caracterul, să ne schimbăm viața, să ne schimbăm mintea, metanoia sau pocăința, cum înseamnă. Așadar, nu este o scuză asta. Revenind la chestiunea cu robia, cum spuneam mai devreme, expresia robia păcatului provine din explicația pe care am dat-o mai devreme vis-a-vis de ce s-a întâmplat după cădere. Faptul că după cădere, întocmirile gândurilor omului erau spre rău, eram seduși de rău, ispitiți de rău, atrași spre rău și deși mintea sau conștiința îți spunea asta e bine și asta nu e bine și puteai opta pentru ceva, plăcerea mai mare, pofta mai mare era pentru rău și în sensul ăsta erai rob al răului. Acum când devii rob al lui Hristos, automat ce se întâmplă este că ești liber de acea robie veche, dar ești liber printr-o altfel de robie. Deci este o nouă robie care ne eliberează, care ne face liberi. Deci, singura robie din univers care ne face liberi este robia lui Hristos. Toate robiile celelalte sunt degradante, sunt dezumanizante, ne trag în jos, ne omoară, ne termină. Singura robie care ne înnobilează și ne ridică și ne face liberi, în mod paradoxal, este robia lui Hristos. Și atunci ce înseamnă robia lui Hristos? Înseamnă că Hristos umblă în viața mea, mă transformă, mă regenerează, mă naște din nou și atunci pune în inima mea o poftă nouă, o plăcere nouă de ascultat de Dumnezeu. Și plăcerea asta nouă crește tot mai mult, astfel încât învinge plăcerea păcatului, înclinația spre păcat, acum am o înclinație spre Hristos și o noire continuă întru Hristos. Și atunci ceea ce se întâmplă este că așa pot să scap
de robia omului vechi, devenind robul lui Hristos. Adică sunt liber acum să trăiesc pentru Hristos, pentru că înainte atât de mult iubeam păcatul, încât, deși la nivel teoretic eram liber, la nivel practic îl iubeam prea mult ca să decid ceea ce era corect și să merg în zona asta. E bine ca oamenii, chiar dacă unii știu, să audă din nou exact ceea ce înseamnă terminologia libertății creștine, să spunem așa. Cu asta te provoc puțin să mergem în zona practică. Sigur. Și cu siguranță te întâlni cu argumentul acesta pe care ți-l voi spune. Auzind adesea în jurul nostru prieteni, cunoștințe care ar dori să vină la Dumnezeu, ar dori să se pocăiască, să se apropie de Dumnezeu, dar spune, nu mă pot lăsa de fumat, băut, hai să denumim așa generic, vicii, tot felul de obiceiuri dobândite în timp, obiceiuri care la un moment dat devin o opreliște. Practic, omul respectiv recunoaște că nu e liber. Ar vrea să se lase, din punct de vedere al recunoașterii, nu are nicio problemă, este deschis să vorbească, dorește mai mult. Sunt oameni care încearcă de multe ori să scape de un anumit viciu, de un anumit păcat, dacă putem să-i spunem. Putem extinde inclusiv la diverse alte păcate, care devin un stil de viață, până la urma unelor. Da. Și până la urmă, nu se pot apropia pentru că ei nu-și pot exercita libertatea aceea de a veni înaintea lui Dumnezeu. Cum vezi ce spune Scriptura despre lipsa aceasta de libertate? Sau practic, hai să spunem, robia față de vicii, robia față de obiceiuri greșite. Da, asta este o realitate. Acum, așa este, cum spuneam, toate păcatele și toate viciile au o putere asupra noastră și cu cât practicăm mai mult un lucru și devine obișnuință, el devine parte din caracterul nostru, din ce suntem și este foarte greu să le lăsăm. Sigur că atunci când cineva aude promisiunile frumoase ale Evangheliei, ceea ce oferă Dumnezeu, viața veșnică și bucuria pe care o dă Hristos, spune, a, mi-aș dori și eu lucrul acesta, dar uite, nu mă pot lăsa de cutare și cutare, cum spuneai și tu mai devreme. E adevărat, dar știi care este problema aici? Dumnezeu dă har și dă putere acestor oameni și ei se pot lăsa și sunt multe cazuri când s-a întâmplat asta cu harul și puterea lui Dumnezeu. Doar că unii spun, bun, dar mie de ce nu mi-o dă Dumnezeu? De ce a dat-o cuiva și mie nu-mi dă acest har ca să pot și eu? Și aici răspunsul este următorul. Dumnezeu nu dă har atunci când constatăm că avem vicii și păcate de care nu ne putem lăsa. Ci Dumnezeu dă har atunci când constatăm că aceste vicii și păcate ne nenorocesc și ne-am săturat de ele și ne îngrozesc și intrăm într-o disperare existențială și strigăm după salvare ca orbul Bartimeu, altădată Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Deci câtă vreme omul spune, da, îl vreau pe Hristos, uite, nu mă pot lăsa de astea, ce să fac? Să mă ajute Dumnezeu. Nu se va întâmpla așa. Când omul spune, m-am săturat de asta, recunosc că le iubesc, îmi plac, nu mă pot lăsa de ele, dar uite, m-au dus într-o stare în care mă văd pierdut, am nevoie de... Deci, eu, până la urmă, e o chestiune de a cântări. Eu, când cântărești lucrurile și îți dai seama că răul pe care ți-l produce este mai mare decât satisfacția pe care ți-o produce și binele pe care Domnul ți-l dă, relația cu el, depășește cu mult ceea ce îți poate oferi lumea asta cu plăcerile ei, abia atunci vei decide. Deci omul nu primește har când constată că are o problemă. Omul primește har când constată că nu-și poate rezolva problema și mai ales că problema îl distruge și îl duce înspre pierzare. Asta e marea problemă. Și practic când recunoaște că omenește nu mai are nicio șansă. Da. Deci trebuie să ajungi în niște momente, în alea, cum spunem noi pe românește, că ai spus să vorbim așa mai practic, la sapă de lemn. Deci până când cineva nu ajunge la sapă de lemn, până când cineva nu capitulează, mai spunem noi. Adică să spună, Doamne, nu numai că am păcatele astea, nu numai că am încercat să mă las de ele cu nu știu câte metode și nu reușesc. Că nu asta e marea problemă, că n-ai reușit numai să te lași de ele. Marea problemă a păcatului nu este doar că stă cu tine lipit de sufletul tău. Marea problemă a păcatului e că ne omoară. Plata păcatului este moartea. Că dacă marea problemă ar fi numai că nu putem scăpa de ele, nu ar fi așa mare problemă. Dar marea problemă a păcatului nu numai că nu putem scăpa, ci că ne omoară. Și până când un om nu înțelege cu adevărat că păcatul îl omoară, dar nu numai fizic, și spiritual și etern, până în momentul ăla nu va striga la Hristos și nu va primi har. Momentul în care realizează, a, păcatul mă omoară, eu nu pot să scap de el, am nevoie de un salvator, Hristos abia așteaptă și spune, uite, aici sunt.
aici sunt. Eu vreau să te salvez. Aș mai avea o singură întrebare, pentru că e o temă atât de frumoasă și am reușit să scoatem împreună atât de multe piete prețioase din ceea ce înseamnă libertatea creștină. Aș vrea, Costel, să ne uităm puțin și la argumentul acesta al pierderii libertății. Dacă vorbim despre libertatea aceasta în Hristos, care ar fi factorii care ar duce la pierderea libertății de către o persoană? Cineva care s-a întâlnit cu libertatea în Hristos, a gustat din ceea ce înseamnă să fii rob al lui Hristos, să fii cu adevărat liber și la un moment dat datorită unor factori intern, extern pierde sau e pe punctul de a pierde această libertate. Nu mai simte faptul că e într-adevăr liber așa cum Hristos îl și-l dorește ca om liber. Da, pot fi mai mulți factori. Aș menționa doi mai importanți. Unul este, cum spuneam, legalismul. Adică ajungi într-un context, într-o cultură, cu niște oameni, cu niște obiceiuri și vrei să fii acceptat acolo. Și începi să te conformezi. Și atunci, dorința asta de a plăcea oamenilor depășește dorința de a plăcea lui Dumnezeu. Și Pavel asta spune în Galateni. Caute oare în clipa asta să plac mai mult oamenilor decât lui Dumnezeu? Și chiar spune, dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Și chiar face trimitere la ideea asta de libertate ca rob al lui Hristos. Și atunci, ideea care este? Dacă vreau să nu-mi pierd libertatea pe care am câștigat-o, trebuie să rămân în cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să mă asigur că în jurul meu mă înconjur de oameni și de o cultură în care nu sunt îndemnat nici la libertinism, dar nici la legalism, la tot felul de reguli omenești care mai degrabă satisfac preferințele cuiva, gustul cuiva sau tot felul de fobii și de temeri pe care le au anumite persoane. Deci acesta este un lucru. Un alt lucru care poate să ducă la o știrbire a acestei libertăți pe care o avem în Hristos este cochetarea cu păcatul. Trebuie să știm că până ajungem la Domnul și vom fi ca El, păcatul ne înconjoară și satana ne înconjoară ca un leu și vrea să ne facă să cădem din nou. Ori cu cât cineva începe să-și permită tot mai mult luxul de a se juca cu păcatul, păcatul recâștigă puterea asupra lui. Adică omul acela vechi care a fost răstignit împreună cu Hristos, dacă revenim la starea aceea, cumva îl resuscităm tot mai mult, îl întărim cu fiecare păcat și ne trezim că ne pierdem libertatea aceasta pe care am obținut-o din partea Domnului și suntem tot mai mult într-o stare de genul acesta de păcat. Sigur, acum, în funcție de diverse opțiuni teologice, cineva se întreabă dacă așa ceva se poate, dacă așa ceva nu se poate. În înțelegerea mea a Scripturii, cred că un credincios adevărat, cu adevărat regenerat din punct de vedere spiritual, nu se va întoarce în acea zonă să păcătuiască în așa fel încât să revină la starea de dinainte, ci el cu ajutorul lui Dumnezeu va crește în sfințire, va progresa. Acesta este drumul normal pentru un copil de Dumnezeu. Dar, mare atenție aici, trebuie să trag un semnal de alarmă că mulți pot să creadă că sunt creștini adevărați și să nu fie. Și atunci pentru ei, deși mărturisesc că sunt creștini, deși s-au botezat, merg la biserică, se poate de fapt să cadă, să revină în starea în care a fost sau chiar mai rău, să revină într-o stare mai gravă, pentru că Satan și mai mult are cumva putere asupra acelei persoane. În concluzie, care este ideea? Dumnezeu știe pe cei care sunt ai Lui și treaba lui Dumnezeu asta, dar din punctul nostru de vedere, trebuie mereu să fim responsabili, mereu să fim atenți, mereu să ne păzim de păcat, pentru că am câștigat ceva în Hristos și dacă ne jucăm cu păcatul, se poate pierde acea libertate și acea pace pe care o avem în relația cu Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult, Costel, pentru seara aceasta. A fost o emisiune extraordinară. Mulțumesc și eu. Dacă ar fi să concluzionăm așa, într-o frază, ideea aceasta a libertății creștine, este clar, nu se compară cu libertatea pe care ne-o dă lumea. Deci libertatea aceasta am văzut că este absolutizată, este relativă, fiecare crede ceva. Nu se compară. Adevărata libertate este libertatea în Hristos și îți mulțumesc pentru explicația pe care ne-ai adus în seara aceasta. Dar revin, dacă ar fi să tragem o concluzie așa, un gând de final în seara aceasta, te rog frumos să ne-l spui și așa, o încurajare pentru cei care doresc să fie liberi și poate nu au găsit puterea aceea de a face pasul în a se apropia de Hristos și a vedea cu
ochii lor ce înseamnă adevărata libertate. Aș vrea să spun că sunt puține bucurii în lumea asta, în viața unui om, ca bucuria de a fi liber. Este o năzuință pe care o avem toți. Și nu ești cu adevărat fericit și împlinit până nu ești liber. Foarte urât să te simți rob, indiferent de situație, chiar și rob al păcatului. Și pentru că știu că toți își doresc asta și unii au găsit, slavă Domnului, alții poate încă n-au găsit această libertate, vreau să le spun că și pentru ei este o speranță. Dincolo de discursuri complicate legate de predestinare, de aspecte filozofice, cum se împacă suveranitatea lui Dumnezeu cu libertatea umană, chestiuni de genul acesta care sunt delicate și dificile, aș vrea să dăm la o parte asta. Și să vă spun un lucru foarte clar pe care Domnul spune: veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Deci dacă îți dorești cu adevărat să găsești libertate și dacă ai conștientizat că drumul pe care ești te duce spre pierzare, nu doar că nu te poți lăsa de păcat, dar că te duce spre pierzare și strigi la Hristos, El se lasă să fie găsit. El vine aproape de cei cu inima zdrobită și o trestie frântă nu rupe. Și mucul care fumegă nu-l stinge. Și Dumnezeu este gata să dea șansa unui nou început. Dar trebuie să vii la El cu sinceritate, fără fațadă, fără cosmetizare, să spui exact cum ești, să ceri mila lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți va arăta milă. Și Dumnezeu îți va da această libertate. Dar foarte important, nu putem să stăm, cum zice proverbul acela, să pice perele în traistă. Trebuie să venim la Domnul, să strigăm la El. Și când strigă un nenorocit, Domnul aude, slăviți să fie numele Domnului. Amin, amin, spun și eu. Încheiem emisiunea din seara aceasta. Stimați prieteni, vă mulțumim că și de data aceasta ați fost împreună cu noi. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!